steps. Pentru a produce o reacție de rotundă trebuie urmat trei pași. First step is to squeeze the olive, so we put them in the stone wheels. Primul este acela de a zdrobi măslinele și cu tot cu sâmburi le pun în acea farfurie imensă. The stone wheels squeeze the olive to make them like a pot. Like iar aceste roți foarte mari le zdrobesc până când devin o pasă. When pulp is ready, we take from the stone wheels and we put inside this special mat. Apoi pulpa este luată de acolo și pusă în acești saci. Mats with pulp, one above the other, and we put in the press. Sacii unul peste celălalt sunt puși pe în această presă. In this machine, we press the pulp to take out all the juice, all the liquids the pulp contains. Și apoi se presează până când iasă tot lichidul din acea pastă. Final step is the filter. All the juice from the press come in the filter. Apoi, în ultimul pas, în ultima variantă, etapă, lichidul acela ajunge în filtru. And the filter separate the clean olive oil from the rest liquids the olives contain. Și filtrul separă uleiul de măsline curat de restul lichidelor. Am produs. Now I will start the water to see how the factory work with the pattern. Acum o să fac o demonstrație pentru a vedea cum funcționează roata. O să vă rog numai să vă dați puțin mai spate ca. Filmez. Patru bine aici. Da, nu pot, doamna. We can go inside the factory now to see acum how we continue. Miroase fantastic. Inside here, in this place, we start to produce the olive oil. Aici am început să produc olive oil. The machines we saw outside were in here, in this place. Iar instalația pe care ați văzut afară, la început, s-a luat aici. As the time go, we have the need to produce faster the olive oil. We start to use bigger and better machines. Pe măsură ce timpul a trecut, ce-am dat seama că trebuie să producă mai mult ulei de măsline și mai rapid. And here we see three pairs of big stone wheels to squeeze the olives. Și în fața dumneavoastră se află trei pere de roți care trebuie să măslinele. Three press to press the pulp. Trei prese care presează pulpa. And four filters to separate the clean olive oil. Și patru filtre care separă uleiul de măsline de you will see a small video how we produce the olive oil here in this factory. Veți vedea în scurt timp un filmuleț pentru a vedea exact cum o produc ei uleiul de măsline în această fabrică. I want to take a look of these mats. Chiar pentru început priviți aceste filtre. Special material handmade from plastic rope. Este un material special făcut din plastic, ca un fel de frânghie. We will see how we use them in the press to press the pulp. Și veți vedea cum folosesc aceste filtre în presă pentru a presa pulpa. We can go upstairs. Așa cum mergem sus pentru a vedea cum e. Facem din lecție. Gracias.
asta, gata. Bun, iată. Păi cum ăla?